Agricultura românească se confruntă cu un deficit acut de personal, iar din acest motiv producătorii își îndreaptă tot mai mult atenția către muncitorii filipinezi. În prezent, companiile din domeniul agricol se confruntă cu o lipsă acută de forță de muncă, iar în acest context apelează la muncitorii filipinezi, pe care îi consideră harnici și cooperanți. Conform cererilor primite de către agenția Work From Asia, există în momentul de față o nevoie fără precedent de personal pentru segmentul agricol, unde antreprenorii români caută atât operatori de mașinării agricole de la tractoriști la mecanizatori, cât și la personal pentru ferme, chiar și asistenți veterinari, ingineri, zootehniști, iar lista poate continua. Muncitorii din Filipine sunt considerați a fi foarte bine pregătiți și serioși, iar agricultura noastră are nevoie de asemenea oameni. În ciuda costului ridicat pe care îl implică aducerea lor în țară, producătorii români sunt încântați să o coopereze cu muncitorii filipinezi. Muncitorii din Filipine lucrează în procesele de producere, prelucrare și ambalare la firma noastră. Avem muncitori filipinezi care au sosit în companie și în urmă cu 5 ani de zile, iar în prezent ne gândim să suplimentăm numărul lucrătorilor străini aduși, a declarat Gabriel Pătru, general manager 4 Agro. Muncitorii filipinezi din sectorul agricol primesc lunar în România în jur de 600-700 de euro net. Dacă în momentul de față în România trăiesc foarte mulți muncitori din Filipine, cel mai mare procent fiind reprezentat de bone și menajere, anul acesta sunt așteptați mii de lucrători și în segmentul agricol, relatează Antena 3.ro.